Borjanul, care a stat în spitalul suport din Târgu Cărbunești aproape 5 săptămâni, face dezvăluiri despre perioada grea prin care a trecut. El spune că nu credea în virus, ba mai mult decât atât, nu se gândea că ar putea vreodată să îl ia. Teodor Popescu a stat 31 de zile în spitalul suport din Târgu Cărbunești, acolo unde se tratează doar bolnavii de coronavirus. Acum a fost declarat vindecat și a ajuns acasă la nepoata sa. Cu lacrimi în ochi, bunicul povestește calvarul prin care a trecut în perioada în care a fost infectat cu noul coronavirus. După ce a stat în spitalul suport din Târgu Cărbunești mai bine de 30 de zile, Teodor Popescu a fost externat și s-a întors acasă. Acesta spune că a avut simptome după sărbătorile pascale, simptome specifice noului coronavirus, iar după câteva zile de suferință a realizat că și-a pierdut gustul și mirosul și a decis să apeleze la asistență medicală. În prima zi de după Paști am avut simptome. Am avut temperatură peste 38, am avut trisoane, transpirații mari, dureri de cap, amețeli și dureri de mușchi. Deci mă durea o gamba, pulpa, pieptul. Seara s-au accentuat, a început să mă usture nasul și gâtul, parcă era gași papir, dar nu tușeam. Și nici nu era sec, ceva sec, durere cronică așa, dar seacă. Noaptea am făcut temperatură de 39 și trisoane, m-am schimbat de vreo câteva ori. 3 zile am dus-o în felul ăsta, am început să tușesc, dar tușeam sec. În momentul când tușeam, aveam senzația că toată carnea de pe oase se dezgărdilează. Parcă trăgea cineva inima din piept cu cleștele și mușchii de pe brațe, de pe picioare și de pe piept, parcă mă țineam de masă ca să nu... de senzația asta atât de groaznică este. Teodor spune că a simțit efectiv că a căzut cerul peste el atunci când a aflat că este pozitiv la COVID-19. 4 zile am trăit cu speranța că nu este. După 4 zile a căzut tavanul pe mine. Mă gândeam că dacă Elena trece prin ceea ce trec eu, e jale. Elena a avut o baftă, dacă putem să-i spunem așa, că a fost asimptomatică. Și a trecut mai ușor. Acesta a declarat că simptomele pe care le-a avut au fost devastatoare și nemai întâlnite până acum. Am răcit de multe ori, am avut și gripă. Atipic mi s-a părut faptul că aveam senzația că îmi smulge cineva inima din piept. Deci asta a fost cea mai dureroasă dintre toate. În momentul în care aveam frisoane, aveam senzația că cineva trage inima din piept și eu să mă țin de cineva să nu mă tragă și pe mine. Atât de puternică era durerea din piept. Asimptomatic a fost că mi s-a umflat limba și nu puteam să mai înghit nici apă. Nu puteam să înghit nici apă. Asimptomatic a fost că am avut senzația la un moment dat că am făcut o semipareză pe partea stângă, că mi s-a muiat jumătate din nas, urechea stângă, pleoapa și sprânceana de la ochiul stâng, mâna stângă. Deci exact pe jumătate aveam senzația că jumătate din partea stângă, cu mână, cu picior, până jos, nu mai are puterea care o aveam în dreapta. Dacă n-aș fi trecut prin ăsta, probabil că aș fi fost și o sceptic. Cu toate că înainte am fost singurul din sat care m-am protejat. Deci am luat în serios avertizmentele. Le-aș dori din tot sufletul să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie contactat, indiferent de putere, indiferent de fizic, indiferent de... Deci să nu aibă de-a face cu acest virus. Cel mai corect ar fi să nu se atingă de ei acest virus. Asta e rugămintea și dorința mea. Nu le-aș dori la niciunul să treacă prin ce am trecut eu. Bărbatul nu își explică cum a fost infectat, însă el crede că s-a infectat în momentul în care a mers la Motru să schimbe niște bani la o casă de schimb valutar.